Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu! Videoclipul de astăzi, după cum vedeți, este unul un pic mai diferit, filmez din pat și, sincer, nu voiam să fac acest videoclip, nu voiam să mă bag eu în subiecte de genul, pentru că, nu știu, mi s-a părut un pic ciudat la început, dar dacă stau bine să mă gândesc, cred că cineva de pe canalul ăsta are nevoie să audă ceea ce am eu de zis în legătură cu toată faza asta cu prietenii, prieteniile, cum să-ți alegi prietenii și lucruri de genul. Videoclipul de astăzi vine din prisma unui om care a avut de la un cerc mare de prieteni, nu pot zic foarte mare, dar mare de prieteni, la un cerc tot și tot mai mic, pe măsură ce anii și timpul a trecut. Ce vreau să țineți minte este că nu vreau să vă simțiți ofensați de ceea ce spun eu. Nu vreau să, nu știu, apară comentarii cum că de ce mă aflu eu în măsură să vorbesc. Poate nu sunt în măsură, dar cu siguranță sunt fete de vârsta mea, 17-18 ani, care au nevoie să audă ceea ce spun eu în acest video, care au nevoie să aibă aceste cuvinte în capul lor, pentru că de cele mai multe ori și eu poate am avut nevoie să aud chestiile astea și de asta fac și un video pe tema asta, pentru că sunt lucruri importante pe care ar trebui să le avem mereu în minte. Am văzut și cred că știți și voi un citat celebru cum ar veni, și anume că prietenii de fapt sunt familia pe care ți-o alegi singur. Și este foarte adevărată. Spre deosebire poate de familie, care na, nimeni nu și-o poate alege, corect, dar cu toate astea, avem atât de multe semne în fața noastră atunci când vedem pe cineva care poate nu e potrivit pentru a fi în viața noastră, care nu și are locul practic, dar tocmai din cauza că ținem foarte mult la persoana respectivă, tragem de timp și tot tragem și tot tragem, pentru că nu vrem să îndepărtăm persoana respectivă. Uneori, părerea mea este că e bine să fim mai egoiști, e bine să, nu știu, încercăm să ne gândim la binele nostru, dacă persoana respectivă mai face parte din viața noastră, dacă e ok să continuăm relația cu persoana respectivă. Chiar dacă poate, nu știu, lucrurile nu o să se termine într-o manieră foarte frumoasă, eu cred că e mai bine să se termine. Pentru că, nu știu, în momentul în care unele lucruri intervin, o să vorbesc despre trei factori și trei chestii la care trebuie să fiți foarte, foarte atenți în momentul în care vă uitați la prietenii voștri, în acest video. În momentul în care se întâmplă chestiile astea, care urmează să vi le spun eu, e o problemă. Și cu siguranță nu mai vorbim despre o prietenie, ci vorbim, nu știu, despre orice altceva, dar nu prietenie. Ei bine, acestea fiind zise, sper că v-am făcut curioase despre ceea ce o să am eu de vorbit aici. Sper să nu luați, repet, videoclipul într-o manieră urâtă, rea sau jignitoare. Poate și voi vă aflați într-unul dintre cele trei chestii despre care o să vorbesc astăzi, dar se poate repara. Putem să ne schimbăm, putem să fim alți oameni și putem să fim altfel, în afară de toxici față de persoanele din jurul nostru. Și acestea fiind zise, dacă sunteți curioase să vedeți despre ceea ce o să am eu să vorbesc în acest video, urmăriți videoclipul. Mi-am notat în agenda tot ceea ce o să vorbesc în videoclipul de astăzi, pentru că vreau să fiu cât mai coerentă în ceea ce spun și să nu vă vorbesc prostii. Pentru că știu că este un subiect sensibil, știu că pe foarte multă lume e posibil să deranjeze ceea ce o să spun eu aici, dar acestea fiind zise, cred că cu toții așteptați să încep odată să vorbesc. Primul lucru, foarte, cred că este unul dintre cel mai important aspect pe care trebuie să-l aveți mereu, dar mereu în vedere atunci când începeți să fiți prieteni cu cineva sau chiar dacă ați fost de foarte mult timp, da? Nu contează, chiar dacă ați fost de foarte mult timp prieteni cu cineva, trebuie neapărat să vă gândiți la chestia asta. Și anume, un prim lucru la care trebuie să fiți cu ochii în patru, atenți, cu urechile ciulite, este să fii atent. Foarte atent, foarte, foarte atent. La felul în care vorbește despre fostele prietenii, despre persoanele care nu mai sunt în viața persoanei respective, așa zisului prieten al tău, da? Să fiți foarte atenți, pentru că dacă vă aflați în postura în care aflați chestii pe care nu trebuia să le aflați de la prietenul vostru despre o altă persoană,
chestii care cu siguranță trebuiau să rămână private, secrete, doar între ele două. Și te afli și tu acolo, a treia persoană care știe, sau dacă te afli, nu știu, într-o situație în care prietenul tău începe să bârfească pe cineva din trecut și să povestească, să spună că așa mi-a făcut, că vai, că să vezi, că pleacă, fugi, pentru că cel mai probabil e să facă același lucru și cu tine. După ce tu nu o să mai fii în viața lui, cu siguranță la fel va face și cu tine. Deci sfatul meu este că ăsta este primul red flag care se poate întâmpla în orice prietenie. Bineînțeles, pentru a ajunge în punctul ăsta, e posibil să treacă ceva timp, e posibil să nu se întâmple neapărat din prima. Dar cu toate astea vreau să fiți atenți, pentru că o persoană care vorbește de rău pe cineva din trecutul lui, nu contează ce s-a întâmplat între ele două, nu contează, nu știu, cât de rău s-a sfârșit prietenia lor, dacă vorbește cu atât de multă ură, cu atât de multă invidie, cu atât de multă, nu știu, răutate despre cineva care practic a făcut parte din viața persoanei respective la un anumit moment, cel mai probabil e să facă același lucru și cu voi. E nașpa. Dacă aveți persoane în jurul vostru care fac chestii de genul, care vorbesc atât de mult de rău pe cineva care a fost în trecutul lor, e nasol, ar trebui să vă îndepărtați sau ar trebui măcar să discutați cu persoana respectivă. E posibil ca persoana respectivă, într-adevăr, să vă spună chestia asta, nu știu, pentru că vă consideră foarte apropiate, da? Pentru că vă consideră prietena cea mai bună sau prietenul cel mai bun și se destăine în fața voastră. Vrăjeală. Vrăjeală, asta este pur și simplu vrăjeală. Cineva care vorbește de rău pe cineva și împrăștie practic secretele altcuiva pe aici, vorbind așa, nu e un prieten. Nu e. Pentru nimeni nu e un prieten. Nici pentru persoana respectivă care a fost fraieră, că a povestit lui cine a povestit chestii intime, poate, și nici pentru tine. Pentru tine nu o să fie cu adevărat un prieten. Absolut deloc. Nu. Nu aveți ce să căutați în preajma oamenilor de genul. Indiferent de cât de mult țineți la persoana respectivă, automat ăsta este un semnal de alarmă pe care voi trebuie să-l prindeți. Că dacă nu l-ați prins din prima și în continuare începeți să vă destăinuiți în fața acestei persoane, o să aveți doar de pierdut. I'm sorry. A doua chestie despre care vreau să vă vorbesc, o chestie la fel de importantă, repet, asta din nou apare în momentul în care lucrurile s-au mai legat. Nu la începutul prieteniei neapărat, dar când începi deja să îți spui că uite, astăzi am luat nu știu ce, o notă, sau poate, nu știu, de astăzi vreau să fac nu știu ce, sau uite, am făcut nu știu ce, sau uite, am fost nu știu unde, sau am primit asta, sau m-am cumpărat asta, sau așa. Dacă vezi că cineva nu e fericit pentru succesul tău, pentru reușita ta, nu are ce să caute în viața ta. Deci nu are deloc, nu are niciun loc, nu ar trebui să ocupe nici măcar un loc de rezervă, dacă vreți voi. Plecați. Faceți pași. Fugiți voi. Dacă nu fuge persoana respectivă, fugiți voi. Pentru că genul ăsta de oameni care practic sunt constant triști pentru succesul tău, pentru reușita ta, nu o să îți facă bine pe termen lung. De ce ai vrea să te înconjori cu oameni care nu sunt fericiți atunci când tu faci ceva bine, atunci când tu reușești într-un domeniu sau eu știu ce? Nu, ăștia nu sunt prieteni adevărați. Dacă tu îi consideri prieteni, nu-i mai considera, pentru că nu sunt prietenii tăi. Orice îi vrea tu să spui că, vai, dar pe alte planuri, nu există alte planuri. Nu sunt fericiți când tu ești fericit, nu sunt prietenii tăi. Nu te susțin în chestia asta, da? Adică nu sunt aici să îți arate că bravo, că uite ce fain, super, mă bucur pentru tine. Nu sunt prietenii tăi. Dacă vezi tot timpul, a, da, super, yeah! De ce ai face așa? Ăștia nu sunt prieteni. Ăștia sunt pur și simplu niște dușmani, dacă vreți voi, care se maschează cumva. Niște, practic, șerpi. Cum le spunem noi, șerpi. Șerpi, doar atât. Altceva nu. Noi cum se numește pe oamenii de genul ăsta. Dar aici intervine partea cea mai urâtă a situației. Pentru că aici intervin două categorii de oameni. Oamenii care nu se pot ascunde, practic, că sunt triști pentru tine, că sunt așa tot îmbufnați, că tu ai reușit ceva, pentru că nu se pot ascunde, practic, că sunt fraieri și nu pot. Și mai sunt oamenii care atât de bine se maschează, atât de bine
se prefac în fața ta, că sunt fericiți, că sunt bucuroși pentru tine, că vai, Doamne, ce vai, ce super! Și de fapt ei să nu fie așa. Aici intervine, nu știu, chestia voastră, capacitatea voastră de a vă da seama că, bă, omul ăla nu e ok, nu e ok, se preface. Trebuie să fii atent, trebuie să fii cu ochii în patru la genul ăsta de oameni, pentru că sunt foarte mulți, foarte mulți, care practic tot timpul sunt, da, super, vai, sunt super încântată, mă bucur, felicitări și încolo, oh, iară. Și nu ai nevoie de așa ceva. Nu ai nevoie de așa ceva în jurul tău, în preajma ta, pentru că efectiv îți îngreunează situația. De ce să ți o îngreunezi? Nu ai de ce. Mai bine stai singur, crede-mă. Mai bine stai singur. Acum că am terminat cu subiectul ăsta, ăsta e cumva așa mână în mână, practic, cu ceea ce am zis adineauri. Mai există o altă categorie de oameni. Oamenii cărora le spui reușita ta, succesul tău, ce ai realizat tu, așa, și sunt fericit sau trist, așa depinde, așa, pentru ce ai făcut tu, ce ai reușit tu, dar mai există categoria asta care, practic, se află într-o continuă, și când zic continuă, credeți-mă că e continuă, competiție cu tine. Sunt invidioși pe fiecare chestie ce ai, vor și ei să fie ca tine, te copiază la fiecare secundă. Dacă te văd pe tine că faci ceva și ei trebuie să facă, dacă tu reușești și ei trebuie să fac și eu ceva, să mă laud cu ceva, să fiu cumva înaintea persoanei care mi-a zis chestia aia. Deci trebuie să fiți ochii în patru, că genul ăsta de oameni sunt peste tot, genul ăsta de oameni care practic atunci când văd că a reușit pe subiectul ăla, ce o fi fost, în fine, păi și eu trebuie, și eu trebuie să fac așa, și eu. E plictisitor să ai genul ăsta de oameni lângă tine. Pentru că vezi, practic, cât de mult se chinuie să fie ca tine. Se chinuie. Își dau fiecare, nu știu, bani și fiecare energie, urmă de energie, pentru a putea să ajungă să fie ca tine sau pentru a putea să te întreacă cu ceva, să îți arate ei că ei sunt mai buni decât tine. Un exemplu bun, practic, pentru fete, ar fi, nu știu, de exemplu, ți-ai cumpărat ceva, da? Și te duci la prietena ta cea mai bună și spui, mamă, unde ce mi-am cumpărat? Și să zice, a, super fată! Următoarea zi vezi cu altă chestie, de genul ăla, de exemplu, ți-ai cumpărat o pereche de Adidas. Exemplu banal, nu știu ce mi-a venit cu Adidas. Ți-ai cumpărat o pereche de Adidas. Și v-am zis, fericire mare, super, vai, fată! Bun, se termină asta și vezi peste o săptămână, o zi, două, că practic, persoana respectivă și-a luat o variantă mai faină, mai scumpă, mai nu știu ce, decât ceea ce ți-a luat tu și începe să se laude. Și, vai, dar mai fain decât ai tăi și vai și... Boring! De ce ai vrea să stai cu persoane de genul ăsta? De ce ai vrea să te înconjori cu oameni de genul ăsta? Sau să te copieze, cum îți faci pozele, cum nu știu ce, cum te îmbraci, cum vorbești, cum... Wow, ce urăsc eu e să am oameni în jurul meu care să copieze ceea ce vorbesc eu. Gen, să mă imite cu ceva, orice, să-mi copieze vreo vorbă, vreo situație, vreo reacție de-a mea. Nu fă asta, că eu sunt eu, ok? Tu ești tu. Suntem două persoane diferite. Calmează-te. Da. Oamenii de genul care se află într-o continuă competiție cu tine, care se află într-o continuă... dorința a lor de a-ți demonstra că ei sunt mai buni decât tine, aruncă-i, ce faci? Nu-i aruncat? Aruncă-i! N-ai ce să discuți cu oameni de genul, ce să fii prieten, mă? Eu nu vreau în jurul meu, nu vreau să am oameni de genul niciodată. M-am fiert de multe ori, dar nu mă mai fierb a doua oară. Ei bine, cam asta a fost cu ceea ce am avut de zis eu despre prietenii, despre... nu știu, subiectul ăsta destul de sensibil. Știu că multă lume o să-mi facă capul calendar în comentarii și o să-mi zică că n-ai zis bine, că am zis bine. Credeți-mă că am zis bine. Pentru oamenii care au avut urechi să audă și creier să înțeleagă, am zis foarte bine ceea ce am zis acum. Ei bine, acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, sper că nu a fost prea serios, sper că nu v-am certat așa prea tare și sper că... o să mă urmăriți pe Facebook și pe Instagram, linkurile ca de obicei sunt în bara cu descrieri și noi ne revedem la următorul video. Până data viitoare, aruncați toți oamenii ăștia care nu trebuie să stea în viața voastră. Vă pup și vă iubesc! Ciao!